Bună ziua, suntem în piața lui Lenin. În spatele meu se află muzeul lui și casa lui de asemenea. Iar noi aici astăzi sărbătorim ziua Victoriei. Rusia sărbătorește ziua Victoriei, 9 mai. După cum vedeți, toată lumea este aici în plină sărbătoare. E fericită, au emoții și așteaptă parada. Aici este expus fotografiile soldaților care au murit în Ucraina. Și aceștia sunt parașutiști, vedeți semnul. VDV, parașutiști. După cum vedeți, aici sunt expuse și mașinile din al doilea război mondial. Radio. Copiii fac poze înăuntru. Artem este și el cu mine aici. Artem, ce zici? Îți place aici? Da. Și soldatul, așa erau îmbrăcați ei. Vrei să faci poză? Da. Hai! Aici sunt expuse fotografii cu eroii care au luptat în al doilea război mondial. Давай, Артём. A început să ningă a doua oară când ninge în această lună. Un militar de pe frontul Ucrainei. Se pare că a început să ningă mai serios. O fi vreun semn de la Dumnezeu să citim pe internet, pe Google, ce înseamnă simbolul zăpezii. Chestia este că orașul este foarte mare, iar în partea elaltă unde stăm noi, nu ninge. Și chiar acum văd că s-a oprit ninsoarea. Numai aici a nins, numai în zona asta, nici în partea elaltă nu a nins. Doar aici, aici unde suntem noi. Peste fix 10 minute vom trece acest control și vom intra înăuntru unde sunt mașinile militare. Пойдем. Проходите. Gata, am intrat înăuntru. Iar aici vom intra să mâncăm cașa. Militarii ne pregătesc bliuda lor, adică felul lor de mâncare. Cașa, tati. Mâncăm hrișcă cu carne. Asta este cașa. Greci ca smeasă. Gata, a venit și rândul nostru. Ceai se dă. Cașa, pâine.
Noi o să mâncăm de aici, acum mâncau militarii, acesta este cazanul unde se face mâncarea și noi de aici vom mânca, că nu mai avem unde să stăm. E bun? Da. Așa, dă pe tine. Să, tati, trebuie să înghiți, nu doar ei în guriță. Trebuie să înghiți. Hai înapoi, hai! Pute înapoi! Hai după mine! Ați văzut câte sacrificii fac pentru dumneavoastră? Cred că l-am blocat și pe cameramanul din spate care îl filma ca să, să intre în prim plan pentru voi. Încă o mașină din al doilea război mondial. Malatov. Da, tati? Hai, urcă sus singur. Lenin se plimbă cu această mașină. Încă o frumusețe. Zici că e Fiat? Zaz 965. Asta e Volga. Gaz. Foarte frumoasă. Ia uitați ce am găsit aici. Zenitnaya, asta e pentru avioane. Apărare aeriană. Se pare că parada a fost deja dimineață. Eu am avut antrenament. Deci până la urmă nu am apucat-o să o filmez și să o văd. Asta e. Am avut un antrenament, un individual și n-am apucat. Am terminat abia la 11, iar parada, din câte știu eu, ea a pornit la 9:30. Alții ziceau că cică abia acum la 11 începe, până la urmă nu am prins-o. Și clopotele de la biserică au pornit. Bună ziua, dragi prieteni! Мы с гордостью можем сказать, что память поколений и своих корней. Видишь? Шах.
Uitați ce frumos e la noi în cartier. Noi deja am ajuns acasă și mergem să ne plimbăm, să se plimbe Artem. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat și la acest episod și ne vedem în următorul episod. La revedere!